fost primele calculatoare din anii 60-70, inclusiv cele din România, dar și la nivel de străinătate. Și ocazia este aceasta, în primul rând, pentru a vizita. Deja avem câteva grupuri care s-au programat, dar mai ales la Noaptea Muzeelor, când ne așteptăm la peste 1200-1500 de vizitatori din Brașov și nu numai, să vedem împreună această expoziție interesantă, alături de expoziția dedicată familiei Mureșenilor și, bineînțeles, concertele și atelierele interactive. Spuneți-ne cum ați luat legătura cu domnul Floca, de unde a pornit ideea expoziției? Da, trebuie să vă spun că directorul dr. Valer Rus l-a cunoscut, a văzut despre expoziția dânsului de la București, pentru că a fost și la muzeul la București și apoi au avut legătura, au dat legătura mie, respectiv la colega doamna Bianca Micu, am pus la cale această expoziție care trebuia să fie peste câteva zile, dar noi am grăbit-o tocmai să țină ceva mai mult și să se bucure brașovenii de ea. Până când a fost expoziția? Până în data de 24 mai, inclusiv.